În cursul zilei de marți, la serviciul de urgență al spitalului din Petroșani s-au prezentat 10 persoane care au acuzat intoxicații datorate ciupercilor. Au existat și cazuri grave în care 2 dintre pacienți au fost internați în comă din cauza acestor alimente. Se prezintă destul de mulți pacienți datorită ingestiei voluntare de ciuperci. Majoritatea au fost informați și vreau să subliniez să nu mai folosească ciuperci din pădure, decât ciuperci de la magazin care sunt atestate. Ieri au fost 10 cazuri, între care 2 comatoși, coma 1, prin ingeste voluntară cu ciuperci, intoxicațiile cu ciuperci. Și majoritatea pacienților care vin merg pe ideea, domnule, ne cunosc. Probabil s-a produs o modificare prin spoi a ciupercilor comestibile devenind toxice. Și atunci cea mai rațională idee este să evite ingestia ciupercilor bine definite de pacienți consum. Intoxicațiile cu ciuperci pot fi și cauzatoare de deces. Noi n-am avut încă, dar am avut cazuri destul de severe, forme moderat severe. Adică dacă am ajuns la o stare comatoasă după ingestia de ciuperci, e o stare destul de gravă și populația ar trebui să fie foarte conștientă și rațională. Oamenii se feresc să mai cumpere ciuperci din piață după ce fiecare a suferit o intoxicație din cauza acestora. Nu mâncați ciuperci? Nu-mi place. Niciun fel de ciuperci nu-mi place. I-am intoxicat odată și pe urmă nu mai mănânc niciodată. Nu cumpăr din piață. Nu cumpăr din piață și în general nu folosesc ciuperci. Nu am obiceiul absolut deloc să cumpăr ciuperci din piață. Și de fapt, de nicării nu prea mănânc ciuperci, că am fost bolnav în 58 și atunci eu absolut ciuperci nu folosesc. Din cauza ciupercilor v-ați îmbolnăvit atunci? Da, din cauza ciupercilor. Peste 40 de persoane din județul Hunedoara au ajuns în ultimele zile la spital după ce au consumat ciuperci din locuri neautorizate. Cele mai multe din cazurile înregistrate sunt în Valea Jiului.